Stenograme șocante ies așadar la iveală în dosarul morților suspecte de pe secția de terapie intensivă din Spitalul Pantelimon. Practica ucigașă era cunoscută de asistentele de pe secție și i-ar fi adus unuia dintre medici, porecla doamna cu coasa. Asta susțin procurorii. Potrivit acestora, Mirela Păiuș și Maria Miron, cele două doctorițe arestate preventiv pentru 30 de zile, ar fi aplicat o rețetă sigură când considerau că un pacient este delăsat, adică fără șanse de supraviețuire. Cu bună știință, modificau dozele de noradrenalină în așa fel încât să ducă la deces. Ca să-și acopere faptele, gramajul era adus la normal în timpul vizitelor familiilor. Sunt reale acuzațiile? Le administrați mai puțin? Cât valorează o viață de om? Ele sunt Mirela Păiuș și Maria Miron, medici anesteziști și prietene. Ar fi trebuit să salveze vieți, în schimb sunt cercetate pentru omor cu premeditare. Probele strânse de anchetator arată negru pe alb că cele două doctorițe nu doar lăsau, ci ajutau pacienții să moară. Apreciau că nu mai este oportună menținerea în viață. Au conceput și pus în executare un plan care constă în reducerea bruscă a dozei de noradrenalină. Planul diabolic, cunoscut de asistentele medicale din secție, i-a aduseseră medicului Maria Miron porecla de doamna cu coasa. Se arată în referatul întocmit de anchetatori și tot ei spun că anestezistele au acționat cu sânge rece, fără vreo urmă de regret. Iar când scăderea medicamentului vital nu aducea decesul în timpul preconizat, insistau. La toți le-a făcut același lucru cu noradrenalina, le-a scăzut-o? Păi, la toți le-a modificat nora. Și la alții le-a pus ser în loc de noradrenalina? La alții ser în loc de nora, da, exact. Dar cine le făcea asta, medicul sau asistenta? Medicul. Este și cazul unui bolnav de 54 de ani care a venit la spital pe picioarele lui pe 17 martie. Câteva zile mai târziu, pentru că starea i s-a agravat, a fost mutat la terapie intensivă. A doua zi de la transfer, i s-ar fi scăzut brusc doza de noradrenalină. O asistentă a descoperit totul și a crescut la loc doza. Starea pacientului s-a îmbunătățit. Câteva zile mai târziu, pe 4 aprilie, procurorii au observat că doza a fost scăzută din nou, iar bărbatul a murit. Și ne spune în foaie 30 cu 20 sau cu 15 și se meargă cu unul. Înregistrările din dosar sunt șocante. Conștientă de ceea ce făcea, una dintre doctorițe creștea doza de noradrenalină înainte de vizitele membrilor familiei. Nu ai de unde să știi cine vine și ce vede, spunea. Apoi o scădea din nou. Dar la toți le-a făcut același lucru cu noradrenalina? Le-a scăzut-o? Se întâmpla de multe ori să ne pună să modificăm rata. De exemplu, ei au dat pe 1. Când a venit ora de vizită de la 12 la 13, am dat-o înapoi, la 15 la 10, cu cât era la pacient. Stenogramele din dosar arată că în secție practica ucigașă era cunoscută de asistente, dar că acestea încercau să le dea pacienților doza corectă atunci când medicul nu era prezent. Știu că erau și prietene și au rămas prietene până când au fost deținute. Ele colaborau în spital, chiar șefa de secție le avea grijă de ele, erau preferatele ei. Aceasta ar fi fost și motivația practicii ucigașe. Din același referat al parchetului Tribunalului București, reiese că acestea jonglau cu dozele tratamentului vital, motivate de dorința de a se pune bine cu conducerea. Șefa secției a fost, de altfel, prima care le-a luat și apărarea în fața tuturor. Da? De ce sunteți convinsă că nu este adevărat ce spune? Stați să ne înțelegem. Convingerea este 99,99%, pentru că lucrăm cu aceste doamne doctor, da? Știm ce au făcut, știm cum lucrează, dar până se termină ancheta, nu se poate spune că sunt vinovate. Mirela Păiuș și Maria Miron vor sta în arest 30 de zile. Asistenta cercetată în același dosar a fost pusă sub control judiciar pentru mărturie mincinoasă. Este acuzată că ar fi știut mai multe, dar nu le-ar fi spus totul procurorilor. Ce vină aveți în toată situația asta? De ce nu le-ar fi spus procurorilor? Între timp, la Spitalul Pantelimon, medicii ATI care erau hotărâți să demisioneze în bloc după reținerea celor două colegi au renunțat la idee la rugămintea ministrului Sănătății Alexandru Rafila. Acesta a discutat ieri cu doctorii aproape două ore. Colegul meu, Bogdan Dinu, este chiar acum la spital. Bogdan, bine te-am găsit. Vreau să știu care este atmosfera în spital și dacă s-au reluat operațiile. Te ascultăm. Bine v-am găsit, da, operațiile s-au reluat. Ce vedeți până acum sunt doar câteva dintre stenogramele și detaliile pe care procurorii le-au cuprins într-un referat amplu de arestare care
ieri le-au trimis în spatele gratilor pe cele două cadre medicale. Înțelegem din acest referat că în momentul în care pacienții erau vizitați de aparținători, cadrele medicale le-ar fi crescut din nou nivelul de noradrenalină pentru a nu bate la ochi. Ei bine, în prealabil acest nivel de noradrenalină știm că era scăzut din același referat de arestare, iar în cazul anumitor pacienți noradrenalina era înlocuită cu alte seruri. Una dintre doctorițe, cea care ar fi coordonat întreaga acțiune, era cunoscută pe holurile spitalului drept doamna Cucoasa, așa cum tot procurorii precizează în document. Cele două doctorițe au fost arestate preventiv pentru următoarele 30 de zile. De asemenea, o asistentă medicală acuzată că ar fi depus mărturie mincinoasă a fost plasată sub control judiciar. În toate cele trei cazurile, avocații acestora pot să depună contestație. Bogdan, îți mulțumim pentru aceste informații. Afli oriunde-i fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.